Bună dimineața și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube. E ora 8 dimineața, sunt în Frankfurt, Indiana, nu foarte departe de Indianapolis, puțin mai la nord. Am venit de vreme, m-am trezit la 4, la 5 am plecat, ca să ajung aici pe 8:30. E acolo, pe la 8 trebuia să fiu aici, dar nu s-au supărat clienții, pentru că nu stătea nimeni la rând, deci mă așteptau. O să luăm o încărcătură, o marfă care se duce exact unde am mers și data trecută, săptămâna trecută, containerul ăla în CSX 59, în oraș, adică în zona aia mai puțin bună a orașului. Și ce să zic, am văzut actele, merge în Italia, interesant, marfa asta pleacă în Italia. Dacă toată treaba e bună, probabil că undeva pe la ora 1, în jur de ora 1, poate mai devreme un pic, o să ajung cu ea să ridice containerul și mai apoi intenționez să gresez camionul. Dacă reușesc să fac și treaba asta, o să vă arăt și vouă cum fac eu gresarea lui. Asta din cauza că în America, sau cel puțin să vorbesc de camionul meu și multe altele, nu au gresoare automate. Adică nu se gresează, nu au instalația de gresare automată și trebuie tu să faci gresarea, așa, ca și mai de mult puțin. Și pentru treaba asta eu va trebui să intru sub camion cu un aparat, o pompă pe care am cumpărat-o de la Milwaukee, de vazelină, care gresează. Și să ating fiecare punct, fiecare încheietură a direcției, pe partea de direcție, pe partea de frânare în spate la camion, cu vazelină, ca să-i ajungă acolo la încheieturi și să păstreze camionul cât mai mult în condiții bune de funcționare și să nu se uzeze, să nu ajungă să frece metal pe metal. Între timp, bem un ceai bun de ghimbir cu ce am mai pus în el, ceva foarte bun, țintaură. Dacă știți, țintaură e foarte bună pentru fiere, e un ceai amar. Asta nu din cauza că viața ar fi amară, e din cauza că e sănătos. Și da, un biscuite, la fel, special trimis de doamna Angelica din Elveția. Îi mulțumesc pentru gusturile interesante pe care ni le-a trimis. Asta constând în biscuiți, în ceva ciocolățele. Ați văzut voi clipul și sunt tare delicioase. Și cam asta e povestea, așa începem, aștept să termine băieții de încărcat și îi dăm bătaie. Haideți cu mine, nu plecați, vă promit că încerc să nu vă plictisesc. Am fost pregătit să plec, am închis ușile și ce să vedeți, când am ieșit pe loc drept, aici pe asfalt, am verificat greutatea pe axele tractoare și aveam 38.100 și a trebuit să discut cu băieții, să le spun că trebuie să facem ceva, ori plătesc taxă de greutate depășită, ori descarcă. După o discuție prelungită cu dispecerul, cu clientul, au hotărât că se apucă de descărcat. Descarcă și reîncarcă așa cum trebuie să încarce. Deci am prelungit starea mea aici cu încă o oră și ceva. Și cam asta a fost pe aici. Am reușit să încărcăm până la urmă, să schimbăm sigiliu, să aranjăm marfa. N-am aranjat-o eu la propriu, cu mâinile, dar le-am spus la băieții ăștia că trebuie să facă o schimbare. Au zis că eu au încărcat o sumedenie de containere și niciodată nu le-a zis nimeni că e o problemă cu greutatea. Și am zis, bă, băieți, eu nu știu ce v-au spus alții, unii sau alții, dar pe mine mă interesează greutatea, pentru că dacă ies în stradă și mă oprește poliția, o să am probleme și o să fie amendă. Și ei m-au întrebat că, dar cât e amenda? Că poate că ne merită să o plătim. Și am zis, de ce să plătiți voi amendă? Mai bine plătiți overweight fees.
taxă pentru overweight, pentru greutate mai mare decât trebuie să fie. Sau dacă nu vreți să plătiți nici aia, nici aia altă, atunci apucați-vă și scoateți afară și rearanjați-o. Că erau 32 de paleți care spuși unul peste altul, erau 2 până la capăt. Și 16 dubluri. Și băieții au zis, hai să vedem, că o fi, că o pățică, nu ia prea mult timp să facem treaba asta. În urmă, zic, bă, dar dacă ai un stivuitorist bun, în jumătate de oră, o oră, trebuie să faci treaba asta, că nu are cum să-ți ia mai mult de atâta. Nu spune că e prea mult. Și apoi ori ales să facă treaba asta. S-au apucat, ori scos tot afară și ori reîncărcat, așa cum le-am spus. Ori încărcat 2 pe podea, încă 2 pe podea și după aia 2, 4, practic. 4 până la capăt. Și în felul ăsta și greutatea la mine pe cântar e mult mai echilibrată, mă duc mai ușor cu camionul. Da, așa pe scurt despre probleme. Pentru băieții care lucrează în Genova, în port la Genova, în Italia, să știți că vă trimit containerul ăsta. Trebuie să vă dau și numerele ca să-l găsiți. Când vine, să-mi spuneți că au ajuns pe mâinile voastre și în mâini bune. E plin cu deșeuri. Interesant că vine un container cu 32 de paleți plin cu deșeuri în Italia. Deci containerul e KSNU 669-1152. Așa. Când o să-l primiți, să știți că de pe mâinile mele au ajuns acolo. Nu știu dacă e cineva din Genova care urmărește track blogurile mele, dar dacă e, scrieți aici la comentarii și anunțați-mă. De asemenea, spuneți dacă vă place unghiul ăsta. Nu o să-l țin prea mult, pentru că nu vedeți multe chestii de acolo, dar cel puțin mă vedeți pe mine, așa, dintr-o parte. Și mi s-a părut interesant să vă arăt și vederea aia de acolo de sus. Așa, cu jumate din cabină. Și un pic cum schimb vitezele. Exact ca data trecută, repetăm procedura, ne face liv la container și via Italia ne vedem la Genova. Deci băieții de pe container din Italia, urmăriți un container de la Casco, firma Costco, albastru. Acum îl fixează, dar se pare că dă pe lângă. Poate că s-o intimidat pentru că a văzut că îl filmez un pic. Macaragiu e acolo sus și are camere peste tot. Aici pe picior la Macara sunt camere. Camere spre mine, camere spre camion. Încă dă pe lângă. O să-l găsească el până la urmă. Opa.
Acum. Mai trebuie spatele și l-o agățat. Acum încuie floricelele alea și ridică. Am avut 19 tone jumate. Ne apucăm de treabă. Ia să vedem ce avem noi aici. Avem unealta asta pregătită. Aș vrea parcă să o testez în prima instanță cu cupla. Testăm la cuplă să vedem dacă iese ceva din ea. Dacă e desfundată, că ultima dată a fost așa de frig, chiar înainte de sărbători, de anul de Crăciun, și nu a vrut să meargă. Vazelina era cam aiurea. Și să vedem ce zice acum. Da. Mers. Ok. În momentul în care ajunge, vedem aici, se vede vazelina ieșită. Înseamnă că e suficient. Mi-ați mai spus să pun vazelină pe cuplă, pentru că era neunsă, într-adevăr, pun și când pun, schimb containerele și sasiile în continuu și se duce vazelina. Și iar trebuie să pun și iar trebuie să pun. Treabă bună. Ia să-i dăm viteză să vedem dacă merge mai tare de atât. Treaba făcută. Ia să nu uit. Să nu uit. Vreau să-i pun niște vazelină și în cuile astea. La șasiu. Așa. Oh, normal are un gresor, nici n-am știut. Se pare că are un gresor aici. Bun. Asta îl face mult mai flexibil, mult mai ușor de umblat cu el. În special pe timp de ploaie, când începe să înțepenească, ruginește. Okay. Ajunge.
nu dăm foarte mult, să nu îl înecăm. Nu vrem să îl înecăm, vrem doar un pic să-l ținem uns bine. Bun, așa. Asta e aranjat. Șasiul ne-a aranjat. Ne mutăm pe partea de camion. Ia să vedem. O să intrăm sub el. Ia să vedem ce facem noi aici. Reușim să facem ceva treabă sau nu facem nimic? Avem un gresor aici. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Sare apă de acolo, trebuie să mă feresc că o să cadă pe mine. Acum aș putea să reglez, de exemplu, să-i dau câte pompe vreau eu, dar nu o să fac. Bun. O ieși deasupra acolo. Ia să vedem alta. Este aici. Încă unul. Asta îl dăm prin spate la osie. La caseta de direcție nu știu dacă mai am vreun gresor pe undeva la ea. Când erau băieții pe aici, ei mă ghidau. Pune acolo, pune dincolo, pune acolo. Pornim motorul, întoarcem roata în partea cealaltă și intrăm pe partea dreaptă. Ne apucăm de roata a doua de pe partea dreaptă. Ia să vedem cum stăm cu rotița asta. Așa cum ne-am obișnuit deja de pe partea stângă. Avem un gresor aici deasupra pe care îl acționăm imediat. Uite așa. Îl acționăm pe aici. Bun. Ok. O ieșit. Mai avem unul aici. Ok. Ieșit și ăsta afară. Și acum o să intru sub și continui cu gresarea. O să punem mașinăria aici undeva. Și ăsta l-am dat. Avem acolo la capătul de bară. Aici nu prea vorbesc eu prea mult pentru că e mai greu cu vorbitul. E un pic mai greu cu vorbitul aici pentru că vedeți poziția în care lucrez. Mă uit să văd, mai am unul aici. Da, să nu-l uităm pe ăsta. Ne mutăm în spate. Nu mai pierdem timpul pe aici. În spate avem
între roți. Dar astea le putem face așa, de sus. Și s-ar putea că avem nevoie și să intrăm sub el. Avem pe primul, îl vedem aici. Tragem furtunul, tragem mânerul afară, ca și prima tură, desfiletăm. Dăm seama că e gol. Lăsăm un pic, el iese, tragem înapoi. La loc, desfacem capacul final și pe ăsta îl radem un pic, așa, și la locul lui. Intrăm sub camionaj pe partea asta alta și încercăm să facem ce-o rămas în partea de jos. Mai avem încă o porțiune de făcut și aia e sub la cardan și la frânele de aici, la mijloc. Dar putem face pe deasupra. Care mă interesează foarte mult acum și ăla e ca să dau cu spatele în așa fel încât să nu iau vazelina de pe cuplă și atunci o să las de spate puțin mai jos și când intru aici undeva sub trailer o să-l ridic din pairing și atunci vazelina o să stea, altfel vazelina o să fie toată aici în zona asta. Ia să vedem dacă ne ies.
Se pare că am făcut treaba bună. Prea puțin a rămas pe trailer. Cea mai multă a intrat acolo unde trebuie să intre. Aici îmi închei povestea mea de astăzi. Sper că v-a plăcut. Mulțumesc pentru că ați urmărit până la capăt. Mulțumesc că sunteți cu mine, că sunteți încurajatori, că stați trup și suflet, mai mult suflet decât trup, dar nicio problemă, era o glumă. Mă bucur că e încă soare și nu plec acasă pe întuneric. A fost o zi destul de ușurică, m-am trezit de vreme, dar ajung acasă de vreme, după ce mi-am făcut și treaba cu camionul. Deci mâine nu se întrevede nimic deocamdată, dar vedem ce mai fi. Dacă v-a plăcut, cum zic, dați un like, comentarii și vă aștept cu subscribe, dacă n-ați făcut-o încă. Pe mai departe!